Bine te-am găsit, Meco, o seară de gală. Cum sunt emoțiile de partea asta a Cuștii, să zicem? Sunt emoții constructive, nu pentru mine, evident, că eu de obicei nu am emoții, pentru cei pe care îi susțin în această seară. A fost un meci ok, primul meci, adică a fost intensitate, a fost o atmosferă foarte plăcută, nu mă așteptam să fie, e prima atmosferă de public, da, pe care o avem cu public, dar de acum începem să ne încălzim ușor, ușor, da? Frumos, e ce trebuie. Este foarte, foarte frumos, m-am uitat, este foarte bine organizat, ca de obicei. Eric Sefu are o organizare de top, da? Iar ideea aceasta de public este foarte, foarte tare și sper ca și următoarele gale să fie la fel, să lupt și eu într-o gală cu public. Spuneai mai devreme că n-ai emoții pentru tine, ci pentru cei care se luptă în seara asta și te-aș întreba care sunt favoriții tăi. Favoriții mei sunt, în primul rând, Lucky, cu care m-am și luptat și suntem prieteni și mi-aș dori să învingă și am încredere în el. Și Neveu, evident, da? Neveu care e Neveu, eu zic că va fi un meci foarte, foarte important. În primul rând am venit pentru ei astă seară, da? Și restul băieților le urez să aibă succes și să meargă mai departe, să facă și ei mai mari. Pe de altă parte, tu n-ai întrerupt niciodată antrenamentele, mereu ai fost în sală. Cum e? Ești în formă permanent la orice oră? Eu sunt în formă permanent. Antrenamentele și sportul este un mod de viață pentru mine, da? Nu de acum încă de mic copil. Și continui zi de zi. Adică dacă ar fi chiar mâine să lupt, eu sunt pregătit. De ce? Pentru că sportul face parte din viața mea. E ca și cum aș mânca. Deci da? Ai făcut o rutină. Este o rutină, nu de acum încă de mic copil. Da. Zi-mi cum ar trebui să fie adversarul tău. Cât de mare, ce calități să aibă? Știu că tu ești un sportiv puternic, îți trebuie ceva pe măsură. Adversarul meu, am nevoie de un adversar foarte puternic și când spun foarte puternic, mă interesează numele, da? Mă interesează să mă lupt cu un nume foarte puternic, să duc, dacă aș putea să spun, la alt nivel Eric Sefu, da? Mi-aș dori să-l duc eu la alt nivel, adică de competiție mult, mult mai mare și mai puternică. De-a lungul timpului ai tot primit provocări, ai primit și aseară la conferința de presă, primești și pe TikTok. Ai răspuns în vreun fel vreunuia dintre ei? Nu am răspuns, nu știu. M-am uitat la conferința de presă, probabil că mi-a scăpat lucrul ăsta. N-am răspuns decât așa, da, să vă așteptați locul. Locul și rândul, da, și rând. Înseamnă că trebuie să crească cei care îți fac provocări. Trebuie să crească cei care îmi fac provocări. Nu pot să lupt cu oricine, pentru că asta este situația. Dacă lupt cu cineva, vreau să iau ceva de la el. Și aici, repet, nu este vorba de bani. Centură. Centură, da. În primul rând, centură. Da, da. Cred că centura ar sta cel mai bine la mine. Avem și aici o machetă, dacă îmi permit să o și vedem. Da. Ia să vedem. Deci, cum e? Eu cred că mi-ar sta foarte bine cu centura, da? Cred că mi se potrivește cel mai bine din tot RXF-ul centura asta și în curând sigur va sta la Meco centura asta. Deci George e pe listă acolo, nu? George e pe listă 100% și mulți alții, dar aș începe evident cu George pentru că mă interesează centura. Este cumva, nu știu, premiul cel mare, titlul suprem? Este un titlu suprem pentru că centura contează mai mult decât orice sumă și contează mai mult decât orice. O centură la mine acasă contează mai mult decât orice. Și m-aș antrena de 10 ori mai mult decât o fac acum. Dincolo de centură, știu că pentru tine motivația supremă este fiul tău. Ce faci? Fiul meu este pe drum, Selim the Kid, urmează să vină și el la RXF, că până la urmă e în familie, face și el parte din RXF, încurajează sportul și băiatul meu și sperăm că la 18 ani va fi prezent în cușca RXF. Are gânduri, să știi, are gânduri. Și tata ce spune despre asta? Că știe ce înseamnă un forță. Tata este de acord, tata lui o să fie și antrenorul lui, 100%, adică nu există. Și o să-l încurajeze și o să mergem înainte. Și sigur va deveni un viitor campion RXF. Avem și antrenorul, avem și viitorul campion. Meco, te rog să ne faci nouă urare de Crăciun și de Revelion. Mult sport, RXF și multă mâncare. Doamne ajută! Mulțumesc!